Ce faci, mă, în pijamale? Bă, tași un din gură, că asta e recuzita, frumos, elegant cât de cât. Tași din gură, păi pe timpul ăsta n-ai voie să ieși afară, nu? Da. Că doare corona, ăi. Cine are corona? Nu știu asta. Cumva magică ta? Doare ferește, mă, puțin flex. Stai-ți, mă, ce educație, ce cultură. Da, mă. De la tine am văzut. Datorită faptului că suntem refugiați, blocați, izolați, capsulați. Carantină. Carantinați în casă de 2 săptămâni, aproximativ. Eu am mai făcut ceva șust, eu azi mai rebel așa. Dar tu, cât timp ai? 2 săptămâni de când ești? 4, bă. 4 săptămâni, care mă, o lună, de mă, dar... De când s-a închis școala. Mamă, vă dați seama în ce situație am ajuns, dacă am ajuns în momentul de față să facem niște gameplay-uri. Suntem terminați. Doar că nu știu ce gameplay-uri vom face noi, că eu sunt varză. FIFA. Ia zi-mi, cum sunt eu la FIFA? Bravo! Ești prost de azi. Cum sunt eu? Cum joc eu FIFA? Cam... Mai bine, facem și... O să vedem media cum jucăm, da? English. Să facem. E germană. Nu, no, dai-o pe engleză, mă dai cu germană oricum eu. Ich spreche nicht Deutsch. Nu, învață, mă, germană. Sprichst du Deutsch? Ja. Ja? Ja. Ich nicht. Ich weiß es nicht. O să învăța și germană cu noi, mai ales că puțin flex ăsta e expert, e grand master. Tu ești campionul la germană, nu? Da. Mai că n-am dat joc în germană, că... De fapt, oricum, dacă dăm joc în germană, da, comentatorii și... vorbesc în engleză. Am primit un 2 la germană. Notă mare. 2 este notă mare aici, adică nota 8 la noi în România, da. Da, și cu corona asta e jale, bă, dar oricum noi n-am făcut clipul acesta să discutăm despre corona, această problemă. Virus. Sunt deja sătul. Vă recomand să vă chideți site-ul de socializare și... Ce are, mă? A crăpat, așa. Să vă chideți site-ul de socializare și să vă acordați timp vouă, familiei, să faceți activități, să faceți gameplay-uri, să vă stricați ochii, să vă îngrășați ampuzitele în burta. Bă, ziua. Două meciuri normale și după Volta. Du-te, mă, cu Volta tău de aici. Ce, că după două meciuri normale o să mă duc să plâng pe hol la cum mă bastu, dacă rezist două meci. Borussia. Ce echipe să ne alegem? Eu mi-aleg Chelsea. Chelsea, bă, FIFA 2007, frate, ăla e forță, bă, nu 2020 ăsta, Zvanțic, Zvanțic, 2020, ce e ăsta, mă, frate, e varză. Chelsea. Chelsea, a, tu joci cu Chelsea, eu joc cu... Cine să joc eu, mă, echipa așa, măcar să fim la egalitate sau te bate. Ia fi tu atent aici, ia fiți voi atenți, băieți, ce face Dănuțul aici. Hai, mă, dacă tot ne dăm aole. Nu, mă, joacă-mă cu Chelsea, nu schimba. Cum Chelsea, hai, mă, te las, bați. Nu mă bați, ce mă bați, mă? Te hai, mă, hai să te vedem. Okay, bagă-mă Chelsea dacă ești tare. 10-0, frate. Bagă Chelsea, nu juca cu Juventus, adică cu Juventus, cu cum se cheamă. Piominte Calcio. Piomiente cal și-au schimbat ăștia lumele de mi-a dat paranoia când am încercat. Hai, mă, bă, și 4 minute, cât? Deranjați? Da? Bună seara! Păi stai, mă, dar voi filmați sau nu filmați? Filmăm! Uite aici! Cius! Ales vedetă! Bute. Ia stai, mă, să vedem, înregistrăm? Mama e vedetă! Da, înregistrăm, am vrut să fac așa un test, dacă s-a blocat imaginea, da, este vina mea. Da, mama e vedetă! Mhm. Vedeta de pe electrolize. Suntem aici refugiați cu tot familionul. Ha, mă, gata, am făcut antrenament, sunt cel mai bun, ai văzut și tu cât steau aici. Da, mă, ești cea mai bună. Ia, mă. Mă, ce jeg este de jocul ăsta, steaua 3 stele. Vorbește, mă, frumos, mă. Jocul acesta i-a dat un calificativ prost minunate noastre echipe steaua, nu jeg. Cum poți vorbește așa? David, cizerează-te. Ei, trebuie să fii 5 stele, steaua. Nu știu dacă știți că eu sunt campion la FIFA. Da, mă, ești campion. Eu, te-am început. Știți de obicei ce mai prost începi. Hai, mă, X, bam, apăs pe X aici, bam. Și acum ia, mă, ce fac? Apăs iar pe X, joacă pas. Hai, mă, dă înapoi pas. Bam, bam, bam. Hai, mă, facem și comentarii. Bună dimineața și bine ați venit la meciul lui Daniel contra lui David. Am uitat să vă prezint. El este David, adică Lemon Junior. Ce-a făcut ăla, mă? Bă, stai, mă, mă ții de vorbă și mă arăt pe mă picioare. Lasă-l, că a fost bine, lasă, a fost bine. Să mai facă de-asta. Uite-l pe ăsta. Bă, ce faci deja, mă, bă, 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 corale. Bă, joacă pasta. Da, joacă pasta și eu am... Joacă pasta, bam, ia uite-o, bam, ia uite-o. Bam. Ce, bă, aia te... Bam. Mergi numai... Fii atent la steaua aici, haide, mă, hai băieții mei, că puteți. Hai băieți, ce-a făcut, bă, ce-ai făcut? Ce-a făcut, bă, ăla? Ia uite, bă, dă-l ăla, bă, dar tu de unde vii, mă, zici, de la comuna a făcut mâna? Ia dă-mă, ia,
Eu uite-l pe, hai portarul, eu le-am cu portarul și să te joacă pasă. Acum eram sigur. Nimeni nu mă bai la jocul ăsta, dacă a trecut 5 minute și n-ai dat gol Stelei, e cam un semn de întrebare. Da, și bă, culmea, nu trebuie să știi că sunt varză încă de la început. Nu vezi ce bine joc? Am avut 10 șuturi pe par. Da, și că nu te-am facultat, lui ți-a rupt picioare. Ce-a făcut ăsta, bă? Bă, ai dat vreun gol până acum? Bă, zbu... Cum flit, prinde Vlad! Cum prinde Vlad! Bă, unu-i portarul Stelei, mă, Steaua e numai una. Ne mântrim cu ea. În toată... Austria! Offside! Oh yes! Oh wait! Penalti? Ce-a făcut? Kanté! Mi l-ai făutat pe Kanté! Bă, l-am făutat, dar atâta timp cât nu e penalti, ai n-ai mingea, dai la poartă? Hai mă! Hai mă, fiți atenți aici, eu sunt jucător bun. Eu până acum l-am amăgit așa pe David. Uitați la faza asta. Uitați-vă puțin la gol aici. Eu până acum doar m-am încălzit, înțelegeți? Da, mă, da, mă, asta da. Asta a fost o mică încălzire, așa. Ia fiți atenți la faza asta. Cum o jucăm, bam, bam, el știe combinațiile de ea. Da. Ei, se mai întâmplă și românii pierd că era și... Băieți, plâng câteodată. Hai mă, hai mă. Fii atent la faza asta acum. Bam, era cât pe aici. O punem ca și cum ți-au luat mingea. Băi, frate, ești pe contra-atac. Iar pe mă piciorul cum te-am învățat. Nu e galben, aia e tot ce contează. Tănase, ai grijă, băiatul meu. Bă, mai avea vreun galben? Mergi blat, mergi blat. Îți dau 5.000 de euro cu ce. Este, mă, ne-am înțeles. Mulțumesc, frate, de Dumnezeu sănătate. Știa că după aia a luat corona dacă îmi dădea faul. Îmi dădea galben, de fapt, faul. Ție să-ți dea numit. Lumea vede când e proști, suntem amândoi, frate, la joc. O, ce soare acolo, s-au supraexpus jucători, bă, frate, le-a... S-au făcut cârnăcioare, părinți! Le-a prăjit chelia! S-au făcut cârnăcioare, părinți! Bă, dar suntem varză la jocul ăsta! Eu dar nu. Totuși, să fii minutul 30, să fii 0-0, eu zic că e un... e și ăsta un punct de vedere. Înseamnă că eu nu sunt chiar așa de prost cum mă crede lumea. Bă, ieși acasă! Nici nu minutul 30! Cine e bun? David e bun! Bă, eu te-am lăsat, mă, că eu știu să joc cu ea. A fost doar o... o mică greșeală, o eroare, este omenesc să greșești. Kanté! Bă, nu știu dacă vi se părem penibil sau nu, dar ăștia suntem noi, adică noi suntem natural în momentul de față. Nu am plănuit nimic, nu a fost nimic anticipat, pur și simplu a fost spontan, am zis, bă, noi facem un clip. Am zis, bine, ne-am scos aparatura că se pusese praful pe ea de la atâta corona și sta degeaba. Vezi, mă, când vorbesc am noroc. Ia, hai, mă, mai vorbesc. Eu ce șută, mamă, ce pasă frumoasă ai dat, mă, unde-i vreau să o zonă? Steaua? Lași, mă, că eu să cânt. Dacă cânt, o să câștig. Fii atent. Steaua... Stai, mă, că nu vreau să cânt alta. Ia, fii atent aici. Fii atent. Ce-a făcut ăla, mă? Și că, bă, mă duc, nu mă duc. Și că controlează. Smecheres. Ia, fii atent, mă, frate. Făcuța Lola, făcuța Lola, de lapte dulce cu gust de cola, măgarul ai, măgarul ai. E prost și pierde mingea. Dacă și nici pe melodie. Ce-ai făcut, bă, bololou? Am tras o poartă. Cred că-i stricată consola asta, mă. Dacă-i 2-0 pentru Chelsea, adică e inimaginabil. Steaua e mult mai bună decât Chelsea. Deci statisticile arată acest lucru. Cum să fiu condus cu 2-0? Lemon Vlogger să fie condus. Nu permit așa ceva. Nu permit. Deci nu, eu uite, a sărit și iarba. Dar a fost și un gol urât. Am un gol din careu, România. Hai, dai pe X-ul ăla odată, stau acum să-l văd pe... Kanté. Pe marocanul ăla sau cine-o fi. Ia, hai mă, dacă dă gol Steaua Chelsea. Deci e o mare performanță. Da, și 10-0. Eu ce face ăla, mă? Bă, eu nu înțeleg, frate. Eu nu înțeleg, sincer, nimic. Și că fault. Ia du-te, băi, da, du-te, bă, băiatule, dă-mi mingea aia când îți zic să o dai, să o dai. Și parcă te vedeam că spui gol, gol, gol. Da, mă, dar eu, băi, tu ești chiar fără obraz. România mereu trage golul. Hai, portarule, că știu că poți. Hai, băiatul meu, ce faci, mă? Penalti. Ai făcut, ce penalti visez, mă? Băi, uite-te și tu, mă, băi, cu eu dai, mă? Mie mi-o dă. Ia uite, alt bălălău, bălălău vrea să dai tot aia. Bălălău. Deci până acum, bălbuitul. Din primul meu meci m-ai făcut praf. Bravo. Asta a fost prima repriză. Unu că am tras un gol. Da, deci scorul este 0-0 teoretic, deoarece eu l-am lăsat. Da, mă.
m-ai lăsat și când ți-am tras gol... Ia asta nu-ți fac, ia tași mă, că fac o schimbare, că din cauza lor nu dai o gol. Din cauza lor noi e... Dau toată echipa afară. Portarul, lasă că e bun portarul. Da mă, ți-a luat două goluri portarul tău. Ia tași mă și fii atent la schimbarea asta. Ia pleacă mă, Nedelcule, gata mă, am făcut o singură schimbare, că eu Williams. Îl bagăm în locul ăsta, în urecheatul ăsta. Dacă aveți idei de alte gameplay-uri, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii. Doar și acum e rupere, ăsta e primul gameplay cu FIFA. Apoi putem băga cu Triviador, Counter-Strike, absolut ce vreți. Counter-Strike, cine Monopoly, mai, cine mai vrea, why not? Cine mai vrea Counter-Strike în 2020? Bine, global ofensiv, dar la ce pognitoare de calculator avem, cred că ne ia foc, mă mir cu... Ce-a făcut ăla? Zim că e tănase. Nu am înțeles așa. Tănase. Păi și faci și o băiată. Uite-l pe ăla, că e Bogdan Tekeș. Ce vorbești unde când are Bogdan Tekeș? Sosi în... Nedelcule! Ia tași... Hai băiatul meu! Ia! Hai băiatul meu și strageam gol. Dai mă un șut, dă-mă afară pe orbită. Băiatul meu, mingea aia. Bravo! Să mai facă de-asta, să mai facă. Băiatul, vrei mingea? Să mai facă de-asta. Bă, dar nu mă, cine e învățat? Roșu! Ce a rămas în 10 minute, eu nu-s vână. Păi e vina ta, băi, e vina ta, mă. E vina ta. Pierzător, eu ce mi-a făcut ăsta, mă, frate, a rămas în 10 jucători. Unde se duc ăia, mă, bă, dar jocul ăsta n-a nicio treabă, mă. De ce ai riscat? Eu ți-am spus să-l bagi pe ăla... Offside, bine, mă. Ce supărat e ăla micu, ce faci, băi, tu crezi că îmi dai mie gol? Da, nu te pasă, nu ne pasă, deja conducem cu 2-0. Nu, ne pasă, petrecem de nebuni, de vineri până luni. Dă-mă pasul ăla, ai mă, în sfârșit a dat și el o pasă până. Ce-a făcut Ronaldo ăla, mă, care a omorât șapte? Coman, ăla-i Florinel Coman, bă. Eu ce știi ăsta echipele, bă, dar tu de unde știi? Cumva joci la pariuri? Hai mă. Hai frumos. Bă, noi... oricum meciul ăsta e 1x, frate. Noi e red al tău. Ăsta e meci de 1x. Da, noi e reul tău. Hai portarule, ce-a făcut, mi-ai dat-o mie? Noi e reul tău, e caput deja. E obosit săracul, i-a dat și la picat. Și Filip și Florinel, cum? Ah, Florinel, băi, mi-a dat la picioare, potolește-te, mă, băiatul meu. Ce-a făcut, bă? Bă, dar numai faulturi, uite-și tu 5 faulturi. Aoleu. Acum a reușit eu să fac 5 faulturi. Te băi de aici. Te băd aici. Oricum nu te-am atins. Tu mereu mă atingi în fapt. Ăla-i tot, toti. Ce-a făcut, mă, frate, că am apăsat? Băi, mult o dai, mă, dar e cu la ureche să nu audă lumea cum te jură. Măi, frate, ia, hai tătuțule. Hai tătuțule, bă, pasă cum te-am învățat eu. Ce-a fost? Mă, m-a zis că-i gol ăla, dădeam cel mai tare gol. Mamă, nu la... e Noi bască, bă, la bă, ce e cheamă pe Noi Re? Deci, ce e cheamă Gnohere? Știi, păi dați comentarii acum, bă, la faza aia dădeam gol, că nu știu ce, dar e vorba doar de... E vorba doar de că te bat. Maneta asta e stricată, înțelegeți? Ia uite, 2-0. Bă, bă, ce ai făcut? E prost! Puteam să trag tot asta. Torpil. Bă, dar vezi, al tău nu se scarpe la urechi. Al meu se scarpe la urechi până ratează. Că e român. Ce vreau să insinui? Românii se scapă. Hai băieții mei, hai băieții mei. Mai băgăm încă unul după aia sau unul? Da, trebuie jucăm 3, frate. Ia uite-i pe ăștia, bă, dă pas acum, era simt. Offside. Da, că eu trag numai golul de alea de căcat. Bă, vorbești un frumos, mă. Păstrează un limbaj adecvat, David. Așa mi-ai spus tu. Ce mi-ai zis, mă, dar acum mă bagi pe mine în față. Nu ți-ai niciodată să zici, David. Da, și cine m-a învățat schema aia cu un loc care... Nu-l pomenesc. Dă-i mă, șut, cum te-am învățat, mă, băiatul meu. Băiatul meu. Bă, frate meu, o să-mi iau un setup de gaming. Am vrea noi, David, să avem setup. Și eu mi-aș dori ce-i drept. În perioada asta, acum, ar cam fi nevoie. Da, lumea și mulțumesc, casă. Mulțumesc că-mi dai un setup de gaming. Stă în casă. Mulțumesc că-mi dai un setup de gaming și... Încă nu ți l-am dat, am zis că o să mulțumesc că mă las să vorbesc peste tine. Păi nu-i frumos, știi și tu chestia asta că nu-i frumos. Da, șmecher. Ia, fii atent, dacă era offside, era bulangeal. Bine, mă, ăla! Ce prost ești, Noire! Să nu rup tu maneta asta în două! Cheliosul ăla ți-a dat offside să-l bați! Nu rup tu maneta asta în două!
O mai zici, deci nici la faza asta nici n-ai ce să zici, dar dacă Steaua n-a reușit să dea gol din faza aia. Deja trebuia să fie 3 la 1, că eu am avut și eu un offside ca tine și știu cum bine te simți. Bine zis că trebuia, dar... Știu cum te simți, știu cum te simți. Bă, ce-a făcut ăla, mă, frate? Bă, cum să ratez de acolo? No, uite-te și tu, mă, cum să ratez, mă, bă, am ghinionul scris în front. Uite-te, bă, legea mare, bă, bă. Poți să taci, te rog? Panaramă de șoc. Da, m-a luat, m-a luat căldurile, mă crezi? Deci, efectiv, m-a luat căldurile. Ia, pleacă, mă, și de aici. Ce-a fost, mă? Na, pleacă, mă, de aici. Ți-l scop pe noi rede. Băi, băiatul meu, deci m-a apucat călduri, dacă și acum era o... Rații! La Florinenco, mă! Bă, recunoașteți-mă că au avut mai multe șanse decât David, mă. Eu am avut mai multe, credeți-mă. Da, mă! Și cine a tras? N-a fost să fie, mă, bă, David, nu poți să compari Chelsea cu Steaua, adică totuși. Da, după jucam... Steaua e mult mai bun decât Chelsea. Jucam după Real... Jucam după Piemonte Calcio cu Real Madrid. Eu sunt Piemonte Calcio. Nu știu că noi cu echipe din astea bune. Ia uite-l, mă, ia. Jucam cu România. Nici o treabă nu are, frate. Facem challenge. Offside. Deci nu-ți cer. Offside. Offside. Bă, frate, cum se poate așa deja, ceva, frate? Deja trebuia cum să se poate? Era deja, 3 la 1 deja. Până acum. Ce? 3 la 2, bă. Uitați-vă un puțin, 3 goluri ratate, un băieții mei. Spuneți voi din ultimul pic. Uite, ca să nu spui că sunt băiat rău. Bă, nu, mă, nu facem din astea. Întoarce-mă mingea. Bă, nu faci din astea. Ți-am dat un corner. Mulțumesc. Nu se spune da, corner. Oricum, totul meu, bă. Nu facem din astea, David. După aia ne primim dislike-uri. Lumea nu vrea să vadă prostii din astea. Noi ori suntem maturi, ori nu suntem. Ai avut mai multe ai șanse. Dat. Hai să vedem posesia pe care am avut-o eu și posesia pe care ai avut-o tu. Poți să ești bun. Mm-hmm. Chiar a fost. Da. N-a fost să fii. Eu sunt mai ghinionist așa. Uite. Oricum, bă, la câte experiență ai tu, că știi, faci o grămadă de scheme asta toată ziua pe YouTube. La cine te uiți, mă, tu? La Dizo și alții. Dizo, Laur, la toți. Ia. Au ce plânge ăla, normal, mă. Bă, uite, mă, tu respect, nici măcar nu se duce la ăla să le ia în brațe, să ia linii suferința. Bine că sunteți voi așa, ieșiți cu pieptul sus, în crezut. Așa e Chelsea, ce să faci? Uite-l pe urâtul pe ăla așa. Ia, mă, posesia, vreau să văd. Nu-ți arată. Ba, da, nu-ți arată, nu știu tu. Unde? Advea. Nu zău, credeam că am câștigat. Dar tu arată. Ia, fii atent, mă, uite, 8 șuturi pe poartă, tu, eu am avut 5. Mai multe. Posesia ai avut mai mare, faul Turibos e cel mai tare, că am avut eu un corner și am avut și eu pasele bune, 70%. Hai că a fost un meci bun, hai mă. Băi, poate știți voi și ne dați un comentariu, cum facem carieră, bă, băieții mei? Nu știu dacă merge o carieră să jucăm în doi, dacă vă uitați până la sfârșit aici sau până unde suntem în momentul de față. Să eu am carieră cu Piemonte Calcio. Nu, dar vreau să jucăm noi doi în carieră. Hai să băgăm în Volta. Și atâta și pe aia închidem. După ne mai jucăm un meci de UEFA Champions. De prea long on, nu se uită nimeni. UEFA Champions. Poate se va uita cineva la ce scrie. Da. Cine jucăm? Franța. Monaco, mamă ce călduri m-au luat, ce pățiu. Dar ce bă, dacă m-am ficat, Mbappé, și eu. Mbappé și Neymar. Te bat. Ce echipe să joci, nu vezi ce pe aia. Ia și tu Real Madrid, Barcelona ceva, da, a schimbat eu. Polonia, Portugalia, ha. Portugalia de la Poșuri. Băi, am mai parami de echipi, frate. Portugalia, Porto, mai joc cu România de la Poșuri. Acum cred lumea că sunt prost, că am jucat cu România, mi-am luat bătaie. Dar de fapt sunt bun, înțelegeți? Hai, nu, nu, ca echipa mai prostă. Lasă-mă pe asta. Hai din gură, că acum beau apiță. Da, beau apiță, că la ce bătaie mi-am luat mus. Mus Trinker. Ești Mus Trinker. Bă, ce să vă mulțumesc? Eu aleg echipa, că ultima oară când a jucat cu tine, am ales-o pe cea mai înaltă. Mă, ce trebuie să mă prăbăți, mă, ce colectiv? Jucam cu portal. Nu știu, mă, ce vrei tu. Alegea în stadion. Stai, mă, îmi place ăsta, că vreau să le dau la... Ia, stai, mă. Unde e ăla, mă, unde dădeai? A, e asta? Nu, mă, era oia pe borduri jos acolo, stăteau. A, ăsta cu chinezi. Care, mă? Unde-i bă ăla cu chine? Nu mai e, trebuie... Ba, uite ăsta, mă, stai mă, lasă-mă pe mine să umblu. Da mă, umbli tu, îmi dai virus. Ia tare. Nu da. E... Hai mă, să o luăm pe asta, nu contează. Eu vreau să vin acolo omul la o sămânță, să spargă și el o sămânță. Lasă să vedem. O să dau mingea direct la copii. Uite bă, Paris, uite bă, turnei fără... Dacă eu sunt Paris, eu sunt... Ia zi-mă cine a făcut turnei fără, știi? Nu. Uite, Paris, 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 Paris. Băi, m-a scos, cine l-a făcut? Nu știu.
Românii, bă. Uite Paris, uite Paris. Tu știai, Paris. Bă, cultură generală. Lasă-mă tu cu Parisul, eu gata, că oprim jocul, te iau la cultură generală. Cum ați fost Ștefan cel Mare Sabia din Apun? Cudă. Corect, ai văzut că știi. Cine e, mă? Tu ești? Bam, ia joc copac, fii atent, nu-i dau gol de aici. Bam, u, ce viteza. Dorli baba, luați-o băieții mei, ușor. Cum, frate, să-ți iei gol în 5 sec? Lasă. Ia uite ce mi-au făcut ăștia gol în 5 secunde. Bă, dar e prea rapid, bă, fratele meleu. Meleu. Eu, băi, mi-ai dat faul, bă, aici, poți să dai faul aici, că nu are cine să-ți o... Bam! Hands a fost, bă, dar vreau că a fost hands. Mamă! Târli baba, nu te mor pe picior. Mamă! Ce vară a fost aia, ia fete-o la fata. A fost frumos, mai. Mamă, ce deviere din bulanul tău, din femur, direct, vatricers, 40 cm, cel mai lungos din corp. Haide, mă! Fault! Yes! Bulanos! Haide, mă, hai băiatul meu, că poți. Cu cine joci, mă, pasă cu dușmanul? Bă, n-au nicio treabă așa la joc. Iar! Ia faul, ia rupei, mă, piciorul, că oricum n-ar cine să dea faul. Pleacă, bă, de aici! Te văd aici. Unde o dai, mă, în gard? Nu vrei să știu. Pardon, bă, simt un film american, mi-o zici că ești la închisoare aici. Toți sunt îmbrăcați în negri acolo în spate. Nic. Alibaba. Ia. Alibaba. Băi, dar dă-i mă gol. Bă, dar dă-i mă gol. Te vede Dumnezeu. Ce că faul? Păi da, mă, și dacă e faul, cine îmi dă mie roșu? Ia, dă-i baba. Bă, ce prost. Auto gol. Auto. Ce prost ăsta. Auto. E mai prost decât la normal. Auto. Și eu care credeam că-s bun la jocul ăsta, dar mai prost. Ce faci? Dacă România în jocul ăsta. România nici nu știe cum se joacă. Pleacă, mă, de aici. Aaa, de ce sunt așa de cald la urechi? Vine în ea porții, frate, nu vrea. Ia. Dacă îmi dai gol, ești prost. Gol, nici la aia trebuie să mai dau șut. Ia uite, mă, a filmat cu smartphone-ul. Păi ce mișto, ia fă și mi-a pus voie. Ăla-i HTC, ăla-i HTC. PC, fă și mi-a... Ăla-i HTC, ăla-i HTC. Aștete, ce-ai făcut, mă, băiatul? Dă-i mai pasă. Măi, tu ești mai bun. Nu-mi partea aia, se au lanțurile, frate. Eu v-am zis tu de la pușcării, dar mă, nu-i bine. Uite ce pas frumos. Gol! 2-2! Bine, boss! Ai, bossule! Hai că încep să-mi placă mai mult, să parcă e altă adrenalină, e alt efect, îți dai seama, totul e rapid, așa. Volta, tău, volta! Să știi că se potrivi. Eu ce șut ai făcut, mai făcut? Sunt bun! Faul, penalte! Mamă! Ia uite, mă, că poate să te ia și cu cap. A dat-o afară, mă! Și se poate da afară, gata, un copil s-a ales cu o minge. Mama, aici nici nu pot să vorbesc pentru că e totul prea rapid. Nu mă pot concentra. Deci... I-am dărăscând. Gol. Vreau stafezi, mă? Păi tăi nu-i filmează nimeni, sunt importanți. Bă, ăla e Mbappé. Pe ai mei toată lumea îi filmează. Da, și de ce acolo, în Paris? 24 de minute, bă, David, e prea mult. Ce-ai, mă, ce 24? Avem jumătate de oră deja, de când ne filmăm. Halo, sunt oameni care filmează 32 de minute, 32. Deci fii atent, a făcut un meci din ăla și un meci din ăsta și deja avem jumătate de oră. Ce ai făcut, Gianni? Ia uite, mă, gol! Bă, te vezi? Neymar! Bă, hai, mă, să nu mai vorbim unul peste altul, e rândul meu să vorbesc. A făcut celebrarea lui Mbappé. E rândul meu să vorbesc, a făcut celebrare. Bă, tacă-ți pleanca! Că nu vezi că nu reușesc, dau gol. Primesc karma. Tu ai 4-2 și te plâng. Ce mă interesează? Că oricum primesc karma. Că Dumnezeu mă vede. Bă, iar rupei, mă, bă. Ultimul pleacă, minut. Bă, ultimul este, minut. Mă. Ce bulan ai. 4-2. Mbappé, Paris. Stai, nu la... Iar am ales o echipă, vai de steaua. Ce, mă, formația... Hai, dă-i odată. Formația... Piramide. Am piramide, piramide. Faraonul, cine e faraonul? Eu sunt faraon. A, l-ai greșit deja. Faraonul, eu sunt faraon, dar cine e faraon? Eu sunt faraon. Am piramide, piramide. Am piramide. Unde o dai, bă? Ca să-ți fim kit. Faraonul. Mamă, aia se duce direct în poartă. Am piramide, piramide. Am învățat schema asta, s-o dai? Avem aici.
Este boss. Am femei și uite, palmul filmează, ia fete. Am femei și și palate. Ce cânti, mă? De ce s-a dat faul? Păi stai, mă, parcă nu era faul. Ce cu schimile astea la tine, mă? Nu te crezi aici, crezi că joci cu... Cred că joc cu mamaia. A, mamaia aia de la... Aoleu, aia nu piciorul ăla, bă, ce mișto e când are... Bă, dar sunt curios, dacă își rupe vreunul piciorul, joci în 3 sau cum? În piramide. Asta sunt curios. Oh, în piramide. Neymar, e viața ta, Neymar! Șmecherus. Ce face, bă, Neymar? Hai. Nu știu ce a vrut să fac. Oh, yes. Mamă, ce-a căsut ăla, a mușcat din gazon. Din lanț, bă, unde vei cu gazon? Că dacă era gazon, ăștia se trânteau. Bă, mă, auzi cum spune ceva. Da, băieții ăștia. Artificiile. Bombele. Bă! Bombe. Am dat 3 șturi pe poartă până acum. Nu se... Mamă, ce-a căzut ăla și-a luat mandibula. Ce pasă proastă am dat acum. Hai, băieții mei, hai că puteți. Hai, mă, o să cânt iar. 10 înt... Bă, când și-o dai gol, mă, frate. Când vezi? Hai, mă, David, lasă. Am palate. Fii atent la și faza asta. Am palate, bă, palate. Hai, mă, că am început să învăț șmecheria. Da. Șpilu, fii atent la faza asta, ha? Palate, am palate. Pleacă, unde e? palate. Dar palate de fotbal. Mamă, ce craci! Asta se cheamă noroc. Asta se cheamă noroc. Ai văzut piciorul meu? Asta se cheamă bulan. Cum ai luat omul, că era la mine ultima oară? Da, ultima oară. Cât e, mă, scola? 6-3. Prostăs! Credeam că ai intrat în poartă! Deci eu la fel. Ia uite! 6-3. Hai că l-a filmat și pe ăsta al tău. Da, pe Cavani. Ce Cavani am eu în cap? Urechea tu ăla. Băi, băieții după mei. Mai jucăm un meci. Avem jumătate de oră, David, nu mai jucăm niciun meci. Lasă-mi, păi, cică mea, bătai, ce meci mai vrei să mai... Totul vrei, ar trebui să joc, să-mi iau revanșa. Da, poate ai noroc, poate ai noroc. A, lasă cum mai ai chef din mei stricat. Poate ai noroc, poate ai noroc. Mai bine ai corna decât să-ți iei bătaie, halu. Oh my god, cum poți să spui așa ceva? Nu, vezi, lasă-mă când mai ai chef din mei. Lasă-mă, îmi iau jucările și plec. Jucările? Măi, unde o dai, mamă? Băi, copilule! Oi, ce gol! Uite-te, uite, golasă! 7-3, bă, dar chiar așa de prost îți la jocul ăsta, bă? Da, bă, și tu șmecherii ca mine. Ce șmecherii, mă, cum ajung acolo, merg la mingea și iarăși pe contraatac, îmi dai bătai, ca de orice. Hai, băieții mei! Penalti! Măi, băieții mei! Mama, aia a fost frumoasă aici. Și ultimul minut! Ce-a fost, bă? 8-3, frate. Vreau să fac o șmecherie. Zici că e meci de handball ăsta, așa am luat meu bătaie, că jucam handball. Tu nici nu te-ai jucat în viața ta handball. Da, mă, am fost campion la handball, nu știi că am fost la ce program sportiv. A, și îți luai bătaie ca aici. Pă, mi-am luat cu 20-0 odată. Adică nu mi-am luat, eu am luat echipa. Bun, s-a terminat. So, cam asta a fost, știu că sunt varză la FIFA, eu v-am zis, dar... A recunoscut băieții. Până și camera s-a oprit la cât de prost am jucat FIFA, a recunoscut băieții. Deci la jocul ăsta sunt paralel, ca la orice alt joc de altfel. Ne bucurăm că ne-ați privit, bag un high five aici. Bă, dar ce s-a roșit urechea asta în halul ăsta? Nu știu. Bă, lasă-mă! Este Lemon Junior, el a fost cu ideea acestui clip. Bă, mi-a fost frică că mă bați. Da, vrăjeală, eu sunt vars. Ne putem juca împreună dacă aveți o... Cine chef să ne jucați, să vă jucați cu mine sau cu Dave pe Triviador sau pe ce vreți voi. Fortnite. Vă așteptăm în secțiunea de comentarii, pe mail, pe Facebook, pe Instagram, pe ce vreți voi. Pe nu uitați să dați și un follow acolo pe Instagram. Instagram este mai mult pentru poze. Dar puteți da și acolo că o să mai fac storul mișto. Eu sunt sincer, mă duceți, dați follow pe Instagram că o să vedeți FIFA. O să vedeți FIFA, pentru că eu nu sunt gamer, înțelegeți? Eu am dat stemă, uia. Asta a fost oameni buni. David, du-te și tu, te rog frumos, acolo și pui mâna și oprești camera aia. Și ia și tu rămas bun de la băieți. Pa! Și ne vedeți peste data, câteva zile cu noi. Data aviatoare. Iată cum închid. Păi, nu pe ecran la bă, pune-i pe aviatoare.